Ceremonia de înmormântare a cântăreței Ionela Prodan a adunat mii de oameni la cimitirul Belu din capitală, care au venit să-și ia rămas bun de la cea care a adus de multe ori un zâmbet pe fața celor care i-au apreciat întreaga carieră. Alături de familia îndoliată au fost colegi de cântec ai solistei, prieteni, cei care au cunoscut-o, dar și oameni care au îndrăgit-o. Cu toții au fost prezenți la slujba de înmormântare a cântăreței, care a primit ultimele aplauze în momentul în care a fost așezat în locul de veci. Înmormântarea Ionelei Prodan a fost organizată în cel mai mic detaliu de fiica ei, Ana Maria Prodan, care și-a dorit ca mama ei să aibă parte de funeralii de lux. Colegii de cântec și-au exprimat regretul față de trecerea în neființă a solistei. Emoția ne cuprinde pe fiecare în parte. De câte ori pierdem un om drag din familie, dar mai ales un om care a însemnat ceva pentru această țară. Deci, Ionela Prodan, ca să pornesc de aici, a fost un om care și-a iubit foarte mult și familia, dar țara. Noi suntem cei veniți de dinainte de Revoluție, să zic așa, cu sufletul alături de țară. Și cântăreții de folclor, să știți că sunt oameni foarte iubitori de țară. Mi se rupe sufletul la fiecare când mai dispar dintre noi, ducând să sună sus la stele în dreapta tatălui. Este cu adevărat o mare pierdere, este cu adevărat, o să simțim cu toții și o simțim cu toții, pentru că ea a fost și va rămâne una din cele mai reprezentative soliste de muzică populară a zonei de sud, a Olteniei, și noi am fi început meseria noastră în această lume a cântecului popular. Mărioara Man Gheorghe a fost cea care a cântat pentru ultima dată pentru Ionela Prodan în capela unde trupul regretatei soliste a fost depus. Artista ne-a mărturisit cum au fost ultimele zile la căpătâiul regretatei cântărețe. Cum să fie emoționat și așa cu o stare de aia de durere, pentru că astăzi ne-am despărțit de omul, de artista noastră, Ionela Prodan, de colega noastră, de mama, de bunica. A fost o zi, cum să spun eu, totodată foarte grea, pentru că am dus-o pe ultimul drum, dar am văzut atâta lume care o iubește, care au venit să o petreacă, care a venit să stea la căpătâiul ei atâtea zile și astăzi, în ultima zi.